noi suntem un popor român și această unire cred că va aduce atât Republica Moldova cât și România spre un mare succes. Noi vorbim aceeași limbă, facem parte din același popor și nu cred că ar fi trebuit să fie despărțit niciodată, adică Basarabia de România. Și cred că va fi într-un ceas bun. Mă interesează istoria poporului meu, ce au fost și ce au făcut, pentru ca pe viitor, când voi primi ceva întrebări sau vor fi ceva neclarități care sunt spuse, eu voi ști adevărul și voi fi informată. În comuna Bardar, raionul Ialoveni, aproape toți locuitorii sunt unioniști, părinți, profesori, lucrători în agricultură sau navetiști. Nu e de mirare că elevele liceului Aurel David exprimă aceleași idei. Declarația de unire cu România a fost semnată de 12 din cei 15 consilieri locali, dar și cei 3 absenți inițial au semnat mai târziu. Ați primit un răspuns de la București? Știți, am primit. Am primit o scrisoare din partea Ministerului Românilor de Pretutindeni. Așa. De la România, în care își redau mesajul că sunt disponibil pentru a conlucra împreună, pentru a atrage investiții, pentru a dezvolta și localitatea Bardar. Până de noi mai sunt în țară localități care au. Plus asta, avem diferite invitații. Iată, domnul vice a fost acum săptămâna trecută la Iași. 16-17 eu mă duc la Buzău. Am fost invitat de primarul municipiului Buzău în calitate de oaspete. Acolo vor demara evenimente consacrate 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. O replică aspră a venit din partea autorităților Republicii Moldova. Ședința Consiliului Suprem de Securitate din 7 martie a luat în discuție declarațiile de unire. Organismul, condus de președintele socialist al Republicii Moldova, a propus introducerea răspunderii penale pentru cei care se fac vinovați de acțiunile de lichidare a statalității Republicii Moldova. Un reprezentant al Consiliului Suprem de Securitate a ajuns și la primăria din Bardar. La fel ca și jurnaliștii, au vrut să afle din prima sursă despre veridicitatea acestui act, dacă el cu adevărat există. Ne reproșa faptul că aceste declarații ar putea duce la divizarea societății și la oarecum un conflict între cetățenii Republicii Moldova. Anatolie Dimitrie este în bună măsură inițiatorul declarațiilor de unire. Președinte al Consiliului Raional Ialoveni, el a semnat în ianuarie 2018 o decizie prin care toate evenimentele culturale din raion, finanțate din bani publici, vor fi dedicate centenarului. Gestul a încurajat primăriile din raionul Ialoveni să proclame simbolic unirea cu România. De la 1 martie, Anatolie Dimitriu a renunțat la funcție în urma criticilor că folosește autoritatea acestei poziții oficiale pentru a promova reîntregirea României. Sunteți sigur că nu se exercită presiune asupra dumneavoastră? Eu nu cred că nu este presiune asupra unui primar sau unui ales local care se uită când președintele țării spune că va intenta dosare penale pentru toți cei care au semnat sau sunt semnatari sau care promovează. Sigur, când președintele unei țări declară acest lucru, mulți intră în panică sau se temă sau zic că mai am 2 ani până la pensie sau nu-mi trebuie mie. Mie personal nu-mi este frică. Elena Pahomova este una din vocile sonore în apărarea ideii că Republica Moldova trebuie să rămână un stat de sine stătător. Fost jurnalist de televiziune, s-a perfecționat profesional în redacția unei televiziuni românești private de la Chișinău. Apoi a fost redactor șef al televiziunii de stat din regiunea separatistă Transnistria. Acum Elena Pahomova este președintele Comisiei Mass Media și Relații cu Publicul, care funcționează pe lângă președinția Republicii Moldova. Spune că legile și Constituția Republicii Moldova trebuie respectate și că cei care le încalcă e normal să fie sancționați. Chiar dacă sunt simbolice, spune ea, declarațiile de unire au urmări. Если я приеду в Румынию и скажу, что, вы знаете, я просто подписываю декларацию о том, что Трансильвания отходит Венгрии. Какие будут действия по отношению ко мне? Или я скажу, что, вы знаете, я как жительница Республики Молдова, и мы наследники средневековой Молдовы, очень хотим вернуть страну вот в общие такие вот границы. Просим, пожалуйста, Румынию отдать нам немножко кусочек, просим Украину отдать немного кусочек. Какие будут действия? Это подрыв государственности, безусловно. Но самое страшное другое то, что да, это 20%, но со временем это может быть и больше процентов. Еще недавно это было 7-9. Мы изучаем историю другой страны, но это ладно, бог с ним, можно сейчас немножко изменить ситуацию, мы ее меняем. Но самое страшное, что начинается нацизм на бытовом уровне.
То есть русскоязычные журналисты притесняются, русскоязычное население притесняется. А нам говорят о том, что мы не должны говорить на своем языке в нашей стране. Нам говорят о том, что мы не должны учиться на своем языке в нашей стране, при том, что это язык межнационального общения, тоже имеет право на существование. Самое страшное, к чему это может привести, к гражданской войне. Trimiterile extrem de dure la posibilitatea unui război civil sau la soarta unor membri ai statului țării din 1918, din care 12 au fost condamnați la moarte de autoritățile sovietice, sunt un indicator exact al atmosferei politice încinse de la Chișinău. Totuși, adversarii Unirii din rândul oamenilor obișnuiți sunt rareori virulenți. Maria a fost maestru într-o fabrică de confecții, vinde lucruri din casă într-un talcioc improvizat în parcul central din Bălți. Politic, localitatea este considerată un oraș roșu, dominat de populația rusofonă. Maria, rusoaică la rândul ei, spune că a fost cu ani în urmă la Iași. I-a plăcut acolo și nu are nimic împotriva României. Тем более, говорю, я прожила с мужем 32 года, он был у меня молдаван. И ничего, мы жили, нормально жили, отлично даже жили. Ну, я говорю, вот он умер с 88 года. То есть, другими словами, если бы вы были уверены, что ваша жизнь станет лучше, вы бы, конечно, были не против. Или я вот не понял, вы против или не... Конечно, нет, нет. Я считаю, что... Я же опять-таки говорю, что мы, молдаване и румыны, мне кажется, эти люди одинаковые. Вот и не сравнить, допустим, с Россией. Вот. А молдаване с румынами, я считаю, что должны найти общий язык и должны жить дружно и мирно. Fost inginer la o mare fabrică de carne, Basarabia Nord, colega Mariei, declară categoric că nu-i plac nici românii și nici perspectiva unirii cu România. Ce unire vrea cei de la Chișinău pe data 24 acolo? Cu cine să ne unim? Noi suntem bine așa aici, în Moldova noastră. Și nu vrem unire cu nimeni. Dar am vrea la să ne rugăm la tălhari și de acolo să ne mai ridici pensia puțin. Și ce spune lumea? Lumea spune că murim de foame. Și ei strigă în piață că vrea unire cu România. Dar ce unire? Cu cine unire? Bandiții afară și aleși oameni de popor. Și atât. Dumneavoastră nu știți ce o să fie aici. O să fie un război și o vărsare de sânge. Dacă vine vorba de unire cu România, nici într-un caz. Spectrul violenței pare alimentat chiar din cercurile puterii. Aceeași ședință a Consiliului Suprem de Securitate, care a discutat declarațiile de unire, a avut pe ordinea de zi și anunțul ministrului apărării, Eugen Sturza, privind achiziția de arme letale. Argumentele rușilor obișnuiți sunt însă practice, din viața de zi cu zi, nu belicoase. Gabriela spune că preferă Rusia pentru că cere mai puține hârtii decât România ca să poți să lucrezi acolo. Spune că se bucură de o viață bună alături de soțul ei și de copii. Teoretически, вот так вот, это самое, если чисто теоретически, мы объединимся с Румынией, наша страна станет частью Румынии. Вот вы как видите эту перспективу? Не очень-то. Я жила 12 лет в России, мне намного больше нравится с Россией, чем с Румынией. Vasilii plănuiește să-și termine liceul și să se înscrie la facultate. Nu e interesat de politică, dar a aflat despre declarațiile de unire. С Румынией? Ну, да. Думаю, даже не знаю. Может повлиять на наше государство в плохую сторону, может даже и в хорошую, в каких-то сферах. На государство наше, оно как повлияет? Если мы объединимся с Румынией, мы станем одним государством. Государство как бы... Молдовы больше таки не будет. Да, но наши граждане будут жить в другом большом государстве. Вот эта перспектива тебе вот. Ну вообще, как бы это будет хорошо. У нас будет больше возможностей ехать куда-то, а также больше возможностей где-либо поучиться, потому что есть такое, что люди с нашей Молдовы уезжают за границу, к примеру, в Румынию, там учатся и там поднимаются. И в итоге даже не возвращается. Ну, может быть, даже такое, что остается там.